trecut, l-a înțepat în piciorul drept. Înțepătura este de 1 cm lungime în piciorul drept, după care a părăsit imediat perimetrul școlar. Incidentul s-a petrecut într-una dintre pauze. Elevul agresor și-a așteptat victima, iar în momentul în care și-a văzut colegul, a scos cuțitul de bucătărie pe care îl luase de acasă și l-a înjunghiat în picior. Apoi a fugit și a aruncat arma în grădina din curtea școlii. Totul ar fi pornit de la un joc video. Incredibil! Acum, de la un joc online. Am informația de la părinți că a existat un conflict. Susțin că și-ar fi accesat conturile unul altuia și ar fi luat unul de la altul parolele de acces pe o rețea de socializare. Imediat după incident, elevul a fost dus la cabinetul școlar, iar ulterior a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital. Pe mine m-a uimit calmul cu care elevul agresor a acționat. Ne-a uluit. Când i-am povestit psihologului școlar, pur și simplu nu-și mai găsea cuvintele. Și-a menținut această stare de calm, inclusiv în fața ofițerilor de poliție. Cazul a intrat în atenția inspectoratului școlar județean. Nu este permis de către legislație să-i percheziționăm, iar obiectul era unul foarte mic, adică ar fi putut trece neobservat chiar și la care a fost posibilă o percheziție. Vă dați seama că este foarte alarmant, am înțeles. Da, îmi este teamă, am avut copilul aici în clasa 1-8. După atac, polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de loviri sau alte violențe și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Cum elevul este minor, cel mai probabil consecințele le vor suporta părinții.